Cine sunt oamenii înarmați și îmbrăcați în uniforme militare fără însemne clare care ocupă clădirile guvernamentale din estul Ucrainei? Kievul susține cu fermitate că sunt soldați ruși, dar Moscova respinge cu vehemență ideea. Ucraina nu renunță însă și vine cu dovezi. Executivul de la Kiev a prezentat imagini care ar demonstra clar că în estul țării acționează militari din forțele speciale ruse și nu doar separatiști locali înarmați. Guvernul de la Kiev a prezentat mai multe fotografii în care apar soldați îmbrăcați în uniforme fără însemne clare, dar care susțină Ucraina ar face parte din trupele speciale ale Moscovei. Misiunea lor ar fi să ocupe clădirile guvernamentale ale orașelor din estul Ucrainei și să sprijine grupările separatiste. Kievul a trimis un set de fotografii liderilor OSCE. Într-una dintre imagini se vede un soldat cu barbă surprins în timpul intervenției ruse din Georgia în 2008. Același soldat a fost observat în Ucraina, în acest an la Sloviansk. De asemenea, soldați în uniforme asemănătoare celor folosite de trupele speciale rusești au fost fotografiați în regiunea Donetsk din estul Ucrainei. Alți militari care poartă cagule și în uniforme specifice trupelor speciale rusești au fost văzuți luna trecută în Crimea și acum la Sloviansk. Fotografiile furnizate de autoritățile de la Kiev au fost analizate și de experții americani. Potrivit Departamentului de Stat al Statelor Unite, pozele reprezintă probe convingătoare care să ateste intervenția militară rusă în estul Ucrainei.